Bună și bine ați revenit pe canalul meu. În primul rând, țin să vă anunț că părul meu este rebel și o să stea cum vrea el în decursul acest videoclip. Și încă o chestie vreau să vă mai anunț, că pe buze am acest ruj lichid mat de la Sleek, în nuanța Velvet Slipper. Arată frumos culoarea, este plăcută, este potrivită pentru sezonul rece, dar mi se pare că se aplică așa cumva neuniform. Am zis și eu, în cazul în care vă întrebați ce am pe buze, să știți, să nu aveți dubii. Bun, trecem la subiectul de astăzi și o să vă arăt aici un colețel. Nu știu dacă ați văzut, dar Ana Maria, care am avut eu un beauty swap în, cred că prin august, vă las oricum link în barea de descriere să vă duceți play-a și să vă abonați, a făcut un giveaway și noroc cu asta de mine a câștigat. Așa că astăzi m-a sunat de la poștă, poștașul, presupun că era, mi-a zis că am un colețel și eu i-am zis că țineți-l acolo, că eu vin după muncă și îl iau, așa că acesta este colețelul și eu am să încerc să-l desfac și să vă arăt și vouă ce am câștigat. Dacă auziți așa un zgomot suspect, să știți că mi-am tăiat vreun deget. Eu aș prefera să nu fac chestia asta, dar cu acest cat în mână și eu fiind așa mai necunoscătoare, iar gata, a rezolvat. Se trecea de oarță. Bun. Deschidem colețelul și să vă arăt și vouă cam așa arată înăuntru. Și începem cu primul produs care îmi pică în mână. Avem așa un volum de la Kiko. Se numește Standout Volume. Un volum, a zis? Doamne, sper că am zis un rimel. Deci sper. M-a zis că vin de la muncă și sunt cam obosită. Deci un rimel de la Kiko. Se numește Standout Volume. Și spune că este buildable, adică se pot aplica mai multe straturi. Wow, cam așa arată ambalajul, arată foarte bine. N-am încercat de la ei niciun produs și nu o să desfac încă acest rimel, deoarece am altceva desfăcut și știți voi teoria cu 3 luni de la deschidere la rimeluri. Bun, le pun aici, îl pun aici. În continuare am de la Guerlain, de la O Imperial, un săpunel din acesta mititel. Uitați-o foarte bine, țin să vă anunț. Și cam așa arată săpunelul. Eu am de la Beauty Swap-ul cu ea și o loțiune de corp, așa că o să facă cu siguranță casă bună împreună. Am, ele au așa random, cum vin la mână. Am un burețel de la H&M. Este un burețel pentru aplicarea machiajului. Unde să îl pun? Aici. Nu vreți să știți ce este pe lângă mine, nu vă spun că o să vă speriați. Am un mini clinic din acesta, Take the Day Off. Și pe acesta am avut ocazia să-l testez tot de la ea. Am de la Vichy o mască cu minerale și vitamina B3. O să vă deschid și pe aceasta. Cam așa arată ambalajul. Wow! Este cumva așa transparent, după cum puteți vedea, ca un gel este. Și ținând cont că o să o bag în uscăre curând, o să o și deschid. De mirosim miroase foarte bine, cumva așa, fresh. Ceva ce mă duce cu gândul la castravete sau la un dovleac. Deci miroase foarte bine. Am aici un eau de tint de la Duint Paris. Sper că nu l-am pocit, nu i-am zis nimic de rău. Și ar trebui să fie un un fel de BB cream care se amestecă cu o anumită cremă. Țin minte că așa a zis Ana Maria și eu cred pe cuvânt. După cum vedeți, are așa o nuanță mai închisă, dar dacă se amestecă cu crema cu care te dai, mă scuzați, cu care te dai de obicei, mi se pare că o să fie o culoare destul de ok. Nu are miros, un lucru foarte bun. Am aici o pensulă și țin minte că parcă trebuia să mai fie încă una și am găsit-o și pe a doua. Acestea sunt niște pensule pentru... Asta cred că este pentru farfă sau pentru concealer, nu mă prea pricep eu. Și aceasta cred că este tot așa, oricum pentru zona ochilor cu siguranță, de la Nocibe și tot de la ea știu că Nocibe este echivalentul a Douglas-ului nostru. Mai am aici... De la Belesa, o cremă? Nu, un gel de duș. Cam așa arată. Este un gel de duș fără sulfați pentru toate tipurile de piele, pentru
Corp și față. Asta din câte franceză mai știu eu. Oh, da, arată foarte bine. Și miroase așa foarte interesant, cumva ceva plante, simt eu așa în el, dar mirosul oricum este unul foarte plăcut. Spune că oferă hidratare intensă. Spun aici că am niște extracte, dar în afară de miere și cam atât am înțeles, deci miere. Mă, cam mate franceză, n-am mai făcut franceză din facultate și vă dați seama că a cam trecut mult timp de atunci. Am aici, de la L'Occitane, o cremă foarte light cu 5% unt de karité, adică unt de shea. Aceasta este sigilată, dar o să mă descurc eu și o să-mi bag eu nasul în ea cât de curând. Mai am de la Sephora cred că este un lip stain, din câte ține minte. În nuanța 13, Marvelous Mauve. Da, eu vă spun, dar nu vă arăt. Cam așa arată, sunt foarte curioasă să văd cum este. Nu am avut până acum niciodată nimic de buze de la Sephora, așa că sunt foarte, foarte curioasă să văd cum este și între timp îmi mai jumulesc un pic de ojă de pe unghii, pentru că așa e frumos și încerc să îl desigilez, să vă fac un swatch. Dacă aș putea. Teoretic, am venit și cu o forfecuță lângă mine pentru cazuri extreme și am găsit-o. M-am gândit eu că s-ar putea să am parte de ceva ascuțit. Adică să am nevoie de ceva ascuțit, nu să am parte. Uite, vedeți? Ce înseamnă un unboxing așa, live. Ok, gata. Am reușit, am dat jos. Bun. Cam așa arată. Da, cream lip stain. Nu spune aici că nu se transferă. Și miroase ceva dulce. Am să vă fac aici un swatch. Sper să puteți vedea. Culoarea este foarte, foarte simpatică. Ceva între un roz și mov. Un roz așa pudrat, închis spre mov. Îmi place foarte mult. Abia aștept să o pun pe buze să văd cum funcționează cu buzele mele. În continuare, eu v-am zis că le iau așa la nimereală, nu le iau nicio ordine, cum bag mâna în cutiuță și ce reușesc să scot. Un SPF 50. De la... Doamne, sper că se... Unic? Stați să citesc pe spate. Nu știu, sper că am zis bine. Este 50, un SPF 50 UVA UVB. 95% ingrediente naturale și spune că este o protecție minerală. Este sigilată, dar am să-l las deoparte pentru la vară, pentru că acum deja am ceva, două chestii sau trei desfăcute și aș dori să le folosesc până atunci. Am aici un rimel de la Elisans, cred că așa se pronunță, cam așa arată. Vă arăt doar ambalajul pentru că v-am zis nu doresc să le desfac pentru că nu o să le folosesc acum și deja am ceva desfăcut în baie. Spune că este o mascara, un rimel natural pentru... Nu, cu efect îndelungat. Foarte ok, chiar aștept, de abia aștept să îl încerc. Îmi place să folosesc și rimelul cu efect natural, cam ce se vede acum la ochi, nu știu cât de bine se vede la fel. Nu este ceva așa, bam, in your face, ca și cum să mă întrebe lumea pe stradă dacă am gene false. Mai am aici un gel de duș, tot din aceeași gabă cu săpunelul și este de la O Imperial, de la Guerlain. Sper că nu îi le puceți prea tare numele. La fel miroase cumva... La fel, cumva verde, cumva fresh. Îmi plac foarte mult aromele astea și mai ales în sezonul cald, mi se par a fi ideale. Sper să nu-mi dărâm telefonul că l-am pus acolo sus. Și mai am așa, ultimul produs din cutiuță este acest blush de la Trendy Tab, de la DM și este în nuanța, nu știu, nu scrie, nu că nu știu, nu scrie, în fine, este într-o nuanță, nu contează. Să încerc să îl deschid, cam așa arată. Nu am să-i fac acum un swatch deoarece doresc să-i fac niște poze și după cum puteți vedea este foarte frumos aici. Se vede foarte frumos înăuntru, așa că nu vreau să îl stric pentru
pentru a face un swatch, o să-i fac oricum în decursul zilei și am să pun pe blog. Bun, cam acesta a fost unboxing-ul, sper că v-a plăcut unboxing, este mult spus, dar înțelegeți voi ideea. Mulțumesc încă o dată, Ana Marie, legat evident, nu altcumva, pentru acest colețel și mă bucur foarte, foarte mult că am fost eu câștigătoare. O să vă țin la curent cu evoluția mea cu aceste produse, am să vă fac review-uri pentru ele dacă doriți. Vă mulțumesc mult pentru vizualizare, vă pup și vă doresc o zi bună, pa, pa!